Ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut și pe El? Oare nu ne-a întocmit acela la Dumnezeu în pântecele mamei? Dacă n-am dat săracilor ce îmi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fie avut și el partea lui din ea, eu, care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cei nenorociți ducând lipsă de haine, pe cei lipsiți neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna neilor miei. Dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se dezlegească umărul de la încheietură, să-mi cadă brațul să se spalme, căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției lui. Amin. Să ocupăm locurile. O să încerc să fiu cât de scurt pot, mai sunt 17 minute până la 8. O să încerc să termin puțin mai repede, pentru că mai sunt și anunțuri de făcut. Tema din seara aceasta se numește așa, un argument puternic în zilele de suferință. Un argument puternic în zilele de suferință. Și eu aș dori ca în seara aceasta, în scurte cuvinte, să vorbesc despre două atitudini. Ce argumente avem? Există două atitudini pe care le putem avea înaintea lui Dumnezeu în zilele de suferință. Și aș dori să vedem ce argumente puternice avem ca să avem aceste atitudini înaintea lui Dumnezeu în zilele de suferință. Ne uităm aici puțin la Iov și vedem ce spune el de la versetul 16. Uitați ce argumente avea el în zilele de suferință. A venit și el înaintea lui Dumnezeu cu niște argumente. Doamne, se gândea el, dar de ce? De ce, Doamne? Că uite ce am făcut eu. Dacă n-am dat săracilor ce îmi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fie avut și el partea lui din ea, eu care din tinerețe am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine și cel lipsând neavând veritoare, și mai încolo se vorbească pe orfan și văduvă, el a zis, Doamne, eu am făcut atâtea, Doamne, de ce mi se întâmplă mie lucrurile acestea? Au venit cu argumente și a zis, Doamne, eu atâtea am făcut la viața mea, am ajutat pe toți, Doamne, și de ce eu trebuie să trec prin așa ceva? De multe ori eu cred că se întâmplă și nouă lucrurile acestea. Când trebuie să trecem prin suferință, venim înaintea Domnului cu argumente, să zicem, Doamne, dar de ce noi, Doamne? Eu mă ocup de lucrarea cu copiii, Doamne. Eu cânt în cor, cânt în orchestră, eu mai dau un timp, poate mai și predic. Doamne, eu mă duc în misiune când e de măr, dacă trebuie să sacrific mașina, îmi sacrific mașina pentru misiune. Dacă trebuie să dau bani, dau bani, dar de ce eu? De ce eu, Doamne? Venim noi cu argumente înaintea lui Dumnezeu. De ce, Doamne, de ce trebuie să trec eu prin lucrurile acestea? Și eu această atitudine am numit-o o atitudine neadecvată înaintea lui Dumnezeu. O atitudine neadecvată înaintea lui Dumnezeu. Și această atitudine are argumentele ei, după cum am spus. Toți venim și spunem și trebuie să vă mărturisesc și eu că în 2010, când am trecut și noi prin acea încercare copilașul nostru, în mintea mea au început să apară și în mintea mea argumente de lucruri de felul acesta. Și am zis, Doamne, dar de ce eu, Doamne? Dar de ce eu trebuie să mi se întâmplă mie lucrurile acestea? Și mai târziu, când Dumnezeu a lucrat așa de minunat în viața familiei noastre, am văzut de ce o trebuie să trece pe acolo. Și am văzut că argumentele mele care credeam că sunt argumente puternice, au căzut la pământ. De fapt, nu erau niște argumente, erau niște scuze din partea mea. Așa ne se întâmplă tuturor în ziua de astăzi, de multe ori. Și acum, când zilele trecute, lunile trecute, cum știți cu toții, a trebuit să trecem familia noastră prin această grea încercare. M-a rugat Domnul să-mi dea putere să nu mai am în minte argumentele acestea. Și mi-a dat Domnul putere și nu. M-am încrezut în El. Și Dumnezeu a lucrat așa de minunat. În două minute aș dori ca să vă spun, pentru că am mai spus doar așa pe secvențe. Și cu toții că a trebuit în urmă cu o lună și jumătate să trecem prin tot ce care era. Una dintre surori, când soara singura mea soră, a avut un accident și în urmă accidentul ziceau medicii că nu mai are șanse de supraviețuire. 1% sunt șanse de supraviețuire. A căzut de la etajul 5, de la 20 de metri. De la 15 metri în înălțime și ziceau medicii că nu mai are șanse. Și nu contează ceea ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Ce a fost important, că Dumnezeu a lucrat așa de minunat. Că după o lună și jumătate, medicii acum se întreabă, câte zile mai sunt în spital, că trebuie să o lăsăm acasă, că mai am nevoie doar de recuperări. Nimic altceva. Încă Domnul cel ce a lucrat. Să cadă la 20 de metri aproape în picioare și să nu se afectată coloana vertebrală.
să nu fie afectat capul, inima să nu fie afectată. Și toate celelalte organe care au fost afectate, așa a lucrat Dumnezeu că în decurs de o săptămână, funcțiile vitale au fost 100% toate. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu minunat. Și pentru că atunci când trebuie să trecem prin suferință, pentru că Dumnezeu îngăduie de asta suferință, că nu putem să fim copilul Dumnezeu și să trecem prin valea aceasta plângeri, prin viața aceasta și să nu avem parte de suferință. Dar atunci ce este important, atunci când trecem prin suferință, ce argumente aducem față de atitudinea pe care avem? Ce argumente avem față de atitudinea pe care avem? De multe ori se întâmplă să avem atitudinea neadecvată. Și v-am spus, mi s-a întâmplat și mie. Și am văzut la sfârșit, când Domnul a dat biruință, că aceste argumente care le-am adus au fost egale cu zero. Fraților, nu e așa că avem un Dumnezeu minunat? Argumente care... mi-am mai notat aici încă 4 argumente pe care eu mă gândeam eu, motive care eu va avea ca să-i ceară la Dumnezeu socoteală. Vedem că El a ajutat atâta timp și spune aici că a ajutat orfanul, l-a ajutat văduva și vedem că mai târziu. Și înainte, chiar la începutul, ca și începutul cărții Iov, Dumnezeu se laudă cu Iov. Se laudă cu Iov, îl face că un om e prihănit. Ai văzut ce neprihănire are Iov? Cum El se încrede în mine. Cum El ascultă de mine. Și vedem că totuși Dumnezeu a îngăduit ca să treacă în această încercare. Și mai am aici 4 motive la care le-am trecut eu aici pe foaie. Pentru care eu să zicem că era supărat pe Dumnezeu. În primul rând, că a pierdut tot ce avea. Aia să ne punem în situația lui noi, să fim în situația lui. Să pierdem tot ce avem. Dacă luăm să calculăm ceea ce avea eu, bogăția lui, nu știu dacă în ziua de astăzi există un om, un om pe care să aibă și a avut el atunci. Și a pierdut totul. Fiii, tot ce a avut. După aia boala care Dumnezeu a trimis-o. Care Dumnezeu a îngăduit ca să vie în viața lui Dumnezeu a trimis-o. Dumnezeu a îngăduit să vie în viața lui. Acea boală care a supărat, acea bubă. În al treilea lucru. Soția lui nu sprijină lucrul acesta deloc. Vedem că se spune la începutul cărții că îi zice, luați-vă pe Dumnezeu și vor. Nu-l susține. Nu-i alături de el în suferința pe care trece el. Și la al patrulea lucru, vin prietenii lui. Și în loc să-l încurajeze, ceea ce mi s-a întâmplat și mie și poate se întâmplă multul la dintre noi. Când trecem prin suferință, vin prietenii noștri, în loc să ne încurajeze, ne lovesc mai tare, ne acuză. Mă, ai fost păcătos, cine știe ce păcate ai făcut tu? Din cauza asta se întâmplă lucrurile acestea. 4 motive ca Iov să zică, Doamne, dar de ce eu, Doamne? De ce eu? Au ajuns să mă părăsească toată lumea, să rămân singur. Și pe deasupra și cu boala. De ce, Doamne? Dar vedem că la sfârșitul cărții, Dumnezeu binecuvintează și în toate aceste lucruri, chiar dacă eu a avut un pic aceasta atât de potrivită înaintea Dumnezeu, vedem că la sfârșitul cărții eu, în capitolul 42, versetul 7, uitați ce spune Domnul despre Iov. După ce a vorbit, Domnul aceste cuvinte lui Iov a zis lui Elifaz din Teman. Mânia mea s-a prins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni a tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Chiar dacă eu, a avut poate o atitudine nepotrivită de Dumnezeu, pentru că de ce i s-a întâmplat lucrurile acestea, a avut argumentele lui, vedem că totuși, el a vorbit drept despre Dumnezeu. Fraților, haideți să ne facem o cercetare în locul nostru să vedem că trecem prin suferință. Se întâmplă fiecare dintre noi în încercare, în suferință, în boală. Se întâmplă fiecăruia să avem poate o atitudine, un moment, în acea încercare, să nu atunci ne împotriva lui Dumnezeu, pentru că avem argumentele noastre. Dar, fraților, haideți să ne dăm Domnului să ne dea putere, să avem grijă să vorbim doar drept despre El. Atunci când poate avem acea atitudine nepotrivită, să nu vorbim de rău pe Dumnezeu. Să fim mulțumitori și atunci când trecem prin suferință. Și cea de-a doua atitudine despre care am vrut să vorbesc eu, astăzi, pentru să avem o atitudine potrivită, adică o atitudine de accepta voia lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că de multe ori trecem prin suferință și nu este cauza faptului că am păcătuit sau am făcut un lucru rău și că ne pedepsește Dumnezeu, nu. Ci pentru că pe acolo trebuie să trecem. Mă zice și zic, Doamne, omul ăsta, de ce s-a născut om? Cine a păcătuit? Ce s-a întâmplat cu el? Nu a păcătuit nimeni. Nu a păcătuit nimeni. S-a zis că se arată slava mea prin el. Și poate de multe ori Dumnezeu, și sigur, de multe ori Dumnezeu îngăduie în viața noastră, încercări și suferință,
dar să arate slava Lui. Să vadă cei din jurul nostru că avem un Dumnezeu atotputernic. Că avem un Dumnezeu care chiar și atunci când oamenii zic că nu mai este nicio șansă, El este Cel ce poate să întoarcă situația. De ce? Pentru că El este Cel care ne-a creat, El cunoaște fiecare părticică din fiecare atom, din ființa noastră cunoaște El. Fiecare celulă cunoaște din ființa noastră. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu minunat. Și care e argumentul puternic ca să ne credem în Dumnezeu atunci când trecem prin suferință? În Matei, capitolul 28, uitați ce spune Domnul nostru Iisus Hristos, înainte să înalțe la cer, ce spune ucenicilor și ne spune și nouă. Matei 28, versetul 20. Uitați ce spune aici. Prima parte. Și învățați-i să păzească toți mamuștii ori, a doua parte. Și iată că eu sunt cu voi când? În toate zilele. Până la sfârșitul viacului. Ce argument mai puternic ne trebuie nouă, ca și acesta, ca să ne credem în Dumnezeu? Când El ne-a zis clar, Domnul Iisus, că iată eu voi fi cu voi când? Nu doar când îți este bine, nu doar când ai belșug, nu. În toate zilele, până la sfârșitul viacului, Domnul Iisus este cu noi, ne-a promis că este cu noi și că este lângă noi. Ce argument mai important, ce argument mai puternic avem nevoie când trecem prin suferință decât acest argument? Când știm că Dumnezeu este alături de noi și în suferință și că nu ne lasă. Nu este un argument mai puternic. Numai noi căutăm foarte multe ori anumite argumente a noastră și spunem, Doamne, de ce noi? De ce noi? Și uităm să ne credem în Dumnezeu. El este Cel ce poate să lucreze așa de minunat. Dacă stăm puțin și ne gândim la suferințele prin care a trecut Domnul Hristos, știți că suferința nu înseamnă doar boală. Suferința poate fi și suferința lăuntrică, pentru că cei de lângă tine te-au părăsit. Poate. Te-ai întors la Domnul și cei ce apropiați de familia ta. Poate chiar soția ta sau soțul tău s-a îndepărtat de tine. Și nu mai vrea să o detine pentru că tu te-ai pocăit. Și ar fi o suferință, fraților. Dar dacă stăm să ne uităm puțin la suferințele prin care a trecut Domnul nostru Iisus Hristos, ceea ce a făcut El pentru noi, pentru viața noastră, s-a ajuns până la moarte nouă. Nu ne-a cerut nimeni. Când acum, nu cred că am trecut unii dintre noi printr-o suferință. Se poate să fi trecut printr-o suferință, să fi fost aproape de pragul morții. Dar Dumnezeu ne-a izbăvit. Totuși, Domnul nostru Iisus Hristos, El a dus suferința până la capăt, cât a murit pentru noi. Dacă stăm să facem comparația între suferințele pe care le avem noi de îngăduit în ziua de astăzi și ceea ce a suferit Domnul nostru Iisus Hristos pentru noi, nu avem motive, nu avem argumente în fața acestor lucruri. Ca să ne argumentăm noi că de ce avem atitudine potrivită înaintea lui Dumnezeu. Nu avem argumente, fraților. Pentru că uitați ce spune în Isaia, în capitolul 53. Citesc câteva versete, la versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără legile noastre. Pedeapsa care ne îndăpace a venit peste El, ca prin rănile Lui. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Iar versetul 7 zice așa. Când a fost chinuit și a suferit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o duc, n-a deschis gura. De ce? El a fost Cel ce a luat păcatele noastre asupra Lui. A venit și a murit pentru noi. Pentru ca noi să avem mântuire și izbăvire de păcat. Și atunci, mai avem, fraților, un argument ca să avem atâta nepotrivită și trecem cu suferință? Nu. Eu cred că nu mai avem niciun argument, fraților. Singurul argument pe care trebuie să-l avem este acest argument puternic, să ne credem în El, că El ne-a zis clar, ne-a promis, că e cu noi în fiecare zi. E cu noi. Problema e, noi suntem cu Dumnezeu în fiecare zi. Noi suntem cu Dumnezeu în fiecare zi. Aș dori să ne uităm puțin în sala, la Psalmistul David, un alt om. Să ne gândim puțin ce argument avea El. Psalmul 18. Ce argument avea El ca să spună lucrurile acestea? De la versetul 1 la versetul 6. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund. Scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul. Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă încăjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lanțurile morții. Dar în strântorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu, din locașul Lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.
Un argument puternic s-a crezut în Domnul. Și vedem că aici spune psalmistul că și el era conjurat de legăturile morții, era aproape în pragul morții. Și s-a crezut în Domnul și Domnul l-a izbăvit. L-a chemat pe Domnul și Domnul l-a dat izbăvire. Psalmul 23, versetul 4. Chiar dacă, tot psalmistul David, chiar dacă ar fi să umplu privare ombre morții, nu mă tem de niciun rău, că și tu ești cu mine. Toiagul și mirava ta mă mântuie. Chiar dacă ar fi să umplu privare ombre morții. De atâtea ori trecem și noi prin valea aceasta plângeri, prin greutăți, prin încercări. Psalmistul s-a crezut în Domnul și Domnul l-a izbăvit. La ce ajutorul Domnului. Hai lasă că atunci când trebuie să trecem prin suferință, să nu căutăm în mintea asta, chiar dacă ele vin, argumentele acestea vin, ca să avem atâta nepotrivită înaintea lui Dumnezeu. Ele vin în mintea noastră. Dar hai lasă că atunci când trebuie să trecem prin valea plângerii, prin suferință, când trebuie să trecem, să ne gândim la acest argument puternic, că Iisus ne-a promis că e cu noi în fiecare zi. Și că dacă El e cu noi, ne trebuie să fim înaintea Lui, să-i cerem de la El și El este cel ce ne izbăvește. Este cel ce ne izbăvește. Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 8. Romani, capitolul 8, versetul 18. Spune așa. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Ce spune acolo Apostolul Pavel? Eu socotesc că suferințele din vremea de acum. Trecem prin zile de suferință. Haideți să gândim și noi ca și Apostolul Pavel. Eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse cu slava viitoare. Haideți ca atunci când trecem cu suferință să ne gândim într-o zi. Vom întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toți vom fi împreună cu El și acolo nu va fi nici plâns, nici durere. Acolo vom sta la masă cu El, ne vom bucura împreună cu El. Dar trebuie ca până atunci să rămânem încrezători în El, să ne credem în El. Chiar dacă trebuie să trecem prin suferință, fraților. Pentru că pe acolo clar o să trecem. Chiar clar o să trecem prin suferință. Că nu putem să trecem prin valea aceasta plângerii, fără să avem parte de suferință. Și dacă suferința noastră poate, la finalul suferinței noastre, Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu îngăduie ca să ne întâlnim cu El la finalul suferinței noastre. Să mulțumim Domnului și pentru lucrul acesta, să fim mulțumitori. Chiar dacă suferința noastră poate tupească sau poate suferința noastră lăuntrică, o să ducă până acolo și să ajungem să ne întâlnim cu El. Să fim mulțumitori Domnului și pentru lucrul acesta. Să avem atitudine potrivită. Pentru că noi nu trebuie să fim cei care să punem în păr, Doamne, dar de ce, Doamne? De ce? De ce, Doamne? El știe. El știe. Pentru că noi, de multe ori, când suntem în suferință, vedem suferința aproape și nu vedem pe Dumnezeu cât de mare. Haideți ca seara aceasta să avem o atitudine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Chiar și atunci când trebuie să trecem cu suferință, să ne gândim la acest argument puternic pe care mi-a lăsat El. Argumentul acesta, că El va fi cu noi în fiecare zi. Amin. Amin.